Tatiana Spânu. Trebuia să ne arate în premieră cartea pe care urmează să o lanseze. De ce nu a ajuns? De ce? Pentru că a fost lovită pe trecere de pietoni de către un șofer. A ajuns chiar pe capota mașinii. În aceste momente, colegul nostru Igor se află la spitalul de urgență, de unde vine cu mai multe detalii și vă îndemnăm, dragi șoferi, fiți foarte atenți, mai ales în perioada asta în care avem ceață, și dragi pietoni, fiți și voi cu ochii în patru, încercați și voi să traversați mai repejor, nu cu nasul în telefon, atunci când treceți trecerile de pietoni. Haideți să vedem starea Tatianei, după care revenim aici în platou cu alte subiecte. Bună seara, Lilu, bună seara, doamnelor și domnilor. În aceste clipe ne aflăm la Institutul de Medicină Urgentă, unde Tatiana Spânu ne va spune mai multe detalii despre ce s-a întâmplat sau și cum se simte în acest moment. Bună seara, mă simt mai bine. Am fapt în drum spre voi, în drum spre machiaj. Ca să vin la voi la emisiune, am fost lovită la trecere de pietoni. Ai trecut regulamentar, șoferul s-a oprit sau a mers în continuare, nici nu te-a observat? Da, eram pe verde și probabil nu m-a observat și nu știu, nu țin minte așa imagini că am ajuns probabil și pe capot, pentru că a fost așa, eram jos când oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat, cum mă simt, Doamne, ești în ajutor și asta e. Au fost alertați oamenii legii despre acest accident? Da, da, au venit toți, am venit și ambulanța. Până la urmă am comoție și nu știu, adică bine că e așa, că nu este mai rău. Urmează să fac un tratament de acasă, pentru că am refuzat să fiu internată, deoarece mâine am lansarea cărții mele și trebuie să fiu acolo. O să fac tot posibil să fiu acolo, să fiu bine și să fac ceea ce mi-am pus în plan. Totuși, șoferul avea viteze dacă a fost o lovitură atât de puternică încât ai ajuns pe copota mașinii. Cred că probabil a fost. Eu nu prea știu și nu prea țin minte, pentru că și acum probabil sunt încă în stare de șoc. Soțul tău știe despre ce? Da, știe, a venit repede de la serviciu și a plecat înapoi. Spune-ne, te rog frumos, ar fi ceața una dintre motivele că ai avut de suferit un accident? Sau poate. Crezi că este neatenția celor care nu permit trecătorilor sau pietonilor să treacă? Eu cred că nu m-a văzut șoferul și ce s-a întâmplat. A fost neatenția șoferului, probabil din cauza ceții. Tatiana, fiind în calitate de victimă, ce le-ai spune celor șoferi care astăzi sau mâine, când sunt zilele de ceață, ce măsuri trebuie să întreprindă? Cum ar trebui să conduc, ținând cont că și tu ai permis de conducere? Trebuie să... Eu înțeleg, sunt și eu șofer, dar trebuie să vă uitați de două ori înainte ca să mergeți. Dacă vedeți trecere de pietoni, să vă asigurați la fel ca și pietoni. Eu îți mulțumesc și îți doresc în sănătoșire cât mai grabnică și te așteptăm în platoul Vorbelor Bune. Acestea sunt informațiile pe care le-am aflat, o așteptăm deja pe canapeaua Vorbelor Bune, iar vouă, dragii mei, vă doresc o seară frumoasă alături de Vorbe Bune cu Lilu.